În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În luna decembrie, ziua 18-a din viețile Sfinților, viața Sfântului Mucenic Sebastian și a celor din pe unul cu dânsul, partea 6-a și ultima parte. Și s-a arătat Sfânta Zuie în vedenie Sfântului Sebastian și a spus despre sfârșitul său. Iar el, dacă a spus aceasta lui Tarvilin, acesta a strigat: iată, femeile ne întreb către cununi, deci pentru ce mai trăim noi? Și au mers în același loc la măguntul apostolului Petru și acolo a fost ucis de păgâni cu pietre și aruncat în Tibru, iar Nicosat și Castorie împreună cu Claudie și Victorin și cu Simforian a fost prins și adus la eparhul cetății, cel cu numele Favian. De când căutau trupurile sfinților pe malul Tiburului. Aceștia eparhul țilindu-i către jertfă 10 zile, pe de o parte cu mumeli, pe de alta cu îngoziri și munci, și nesporind nimic, a poruncit să-i nece în râu, legându-i câte o piatră mare către gumaj. Pe sfântul tânăr Tiburtie l-a arătat pe ascuns păgânilor un mincinos creștin cu numele Cartuat, care era lup îmbrăcat în haine de oaie și prinzându-l, l-a dus legat la judecată. La același parc, Favian împreună cu Cartuat, ce părea creștin. Deci Cartuat venind la judecată, îndată s-a arătat vicleșugul său, căci nu numai chipul s-a arătat, cu chipa s-a arătat a fi creștin, iar înăuntru era plin de păgânătate. Acesta a fost martor și văditor al lui Tiburtie, cum că numea diavoli pe zeii romanilor, iar Sfântul Tiburtie s-a arătat adevărat și cu mare bărbăție mărturisitor al numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Și a zis către dânsul judecătorul: nu faci așa de mare rușine neamului tău, cel cinstit, căci ești fecior de părinte slăvit și ți-a ales viața creștinească necurată și urâtă, căreia îi urmează o cară și munci, moarte și defrimare. Sfântul Tiburtie a răspuns: o prea înțelepte bărbat și judecător al Romei, de vreme ce nu voiesc a cinsti și a avea între zei pe desfânata Venera și pe amestecătorul de sânge Die, pe mincinosul Hermes și pe mâncătorul de Ficon, de aceea am zis că o cărăți neamul meu? Dar eu îți spun că am înmulțit încă cinstea neamului meu, cinstind pe unul adevărat Dumnezeu, care împărățește în ceruri, închinându-mă și numindu-mă roba lui. Tu mă îngozești cu munci? Ce lucru înfricoșat ne este nouă creștinilor apătimit pentru Dumnezeu nostru prin sabie. Dar prin aceea ne vom dezlega de temința cea trupească și vom dobândi cerasca libertate. Sau prin foc, dar noi, mai mare văpaie poftind, am stins văpaia în trupurile noastre și apoi de acestea să ne temem? Sau de subghiunie, dar Dumnezeu nostru este pretutine și oriunde suntem noi cu Dumnezeu, acolo este locul nostru. Atunci Favian a poruncit să aducă mulțime de cărbuni aprinși și să-l pună pe sfânt de sculți deasupra lor, apoi a zis către dânsul: sau adu-te mâie zeilor noștri pe acești cărbuni, sau te suie de sculți pe ei. Iar Sfântul Tiburtie, însemnându-se cu semnul crucii, s-a suit deasupra lor de sculți și umbla pe dânsii ca pe niște flori roșii și moi și a zis către judecător: lasă-ne credința ta și cunoaște că Dumnezeu nu este adevărat, care poruncește sihilor și tuturor zidiilor, iar tu de poți în numele lui Di al tău, pune mâna în apă fiartă și să vezi de nu vei primi arsuri. Iar eu, în numele Domnului meu Iisus Hristos, umblu pe acest foc ca pe niște flori rougate pe cum vezi, pentru că ziditorul nostru toată făptura îi slujește. Ziditorului nostru toată făptura îi slujește. Jucătorul a zis: cine nu știe că Hristos al vostru vă învață meșteșug de vrăjitorie? Păi, dar ce putea să zică? Dar nu se creadă. Dacă era rătăcit. Sfântul răspunse: da, știi călosule, nu îndrăznia pomâni cu hulă
Din buzele tale cele purtătoare devenind numele cel atât de mare și înfricoșat. Nu face urechilor mele atâta necaz ca să te aud lătrând asupra numelui Domnului meu. Atunci Fabian, mânindu-se, l-a osândit la moarte și a fost dus la drumul său ce se numea la Vicansk, departe de trei stadii de cetate. I-a vorbit așa de urât la ăsta că normal că avea la moarte. Dar când e vorba de credință, vorbești cum îți convine. Și acolo rugându-se lui Dumnezeu a fost tăiat. Și în același loc a fost îngropat de un oarecare creștin, unde s-a arătat poporului mare, dar Dumnezeu spre rugăciunea Sfântului Tiburtie. După aceasta, același curtuat, care numai cu chipul era creștin, a vestit păgânilor despre Castul, Marcelin și Marco. De Sfântul Castul, după cea de trei ori întrebare și de trei ori spânzurare și muncire, fiind aruncat într-o groapă și astupat cu pământ viu, s-a săvârșit. Iar Marcelin și Marco, pe Marcelin și Marco i-a spus Fabian la un butuc, le-a pionit picioarele cu cuie de fier și le-a zis: vei sta astfel până când veți face închinarea cea cuvincioasă zeilor. Iar ei amândoi pe uniți fiind pe lemn cântau: iată ce este bun sau ce este frumos fără numai a locui frații împreună. Și au stat așa o zi și o noapte cântând și rugându-se, iar a doua zi au fost împuși cu surițele în coaste, chiar în același loc. Și așa și-au primit sfârșitul mucenicierii. Săvârșindu-se acești sfinți, săvârșindu-și pomenirea lor, pătimirea lor, s-a aflat și de Sfântul Sebastian, despre care a spus separhul împăratului. Deci chemându-l la sine Diocletian, i-a zis: eu totdeauna te-am avut între cei din tâi în palatele mele, iar tu, cugetând cele împotriva sănătății mele, te-ai făcut mie vrăjmaș și zeilor mei, deci până acum ai terminat această răutate a ta. Sfântul Sebastian a zis: eu, pentru sănătatea ta, am rugat totdeauna pe Hristos și am cerut pace împărăției romanilor și m-am închinat împăratului ceresc, socotind că este nedrept a se închina cineva pietrei și a căuta ajutor de la ea, că aceea este lucru arătat cum că este făptuire al celor fără de minte. Atunci, mânindu-se, Diocletian a poruncit să-l ducă afară din cetate și să lase gol de stâlp în mijlocul unui câmp și să se pungă cu săgeți. Deci, fiind pus el acolo ca o țintă, mulțime de ostași au săgetat cinstitul său trup. Și înconjurându-l unii pe de o parte și alții de alta, i-au umplut tot trupul de săgeți. Apoi, părindu-li se că a murit, s-au dus, lăsându-l așa legat și plin de săgeți. Când femeia Sfântului Mucenic Castul, cu numele Irina, s-a dus noaptea să ia și să îngroape trupul Sfântului Sebastian, l-a găsit viu și l-a dus la casa sa. Apoi, în puține zile, s-a tămăduit de răni și s-a făcut cu totul sănătos. Și adunându-se la dânsul creștini în taină, îl rugau să iasă din Roma, apoi cum au făcut și alți creștini, ca să nu cadă iarăși în mâinile păgânilor. Iar el, făcând rugăciune, s-a dus și a stat pe scările paratului Eliogavarilor, și când treceau pe acolo împărații, văzându-i Sfântul Asegat: popii zeilor voștri, o împăraților, vă tulbură pe voi cu vrăjile cele necurate ale lor, dându-vă știri mincinoase despre creștini, ca și cum ar fi potrivnici împărăției romanilor. Dar vedeți că mult vă folosesc creștinii, pentru că se roagă în rugăciunile lor pentru cetatea aceasta, căci nu încetează să ruga pentru împărăția voastră și pentru sănătatea tuturor ostașilor romani. Acesta grin Sfântul a căutat spre dânsul Diocletian și a zis: oare tu ești Sebastian pe care nu de mult am poruncit să omoare cu săgeți? Sfântul a răspuns: pentru aceasta a binevoit am înviat Domnul meu Iisus Hristos ca să fiu viu către voi și înaintea întregului popor să fiu martor nedreptății voastre, căci cu judecată nedreaptă ați ridicat prigoana asupra creștinilor, robii lui Hristos. Atunci Diocletian a poruncit să-l prindă și să-l ducă la hipodrom. Acolo Sfântul Răbdător de Chinuri cu mare glas proslăvind pe Hristos, iar pe idolii
pe idoli și rătăcirea romanilor ocolându-le, a fost bătut cu bețe până la moarte și a trecut în glasul bucuriei lui Hristos, puitorul de nevoință, ca să primească cununa biruinței pentru nevoința sa cea bună. Iar sfântul lui trup l-a aruncat păgânii noaptea în groapă, adâncă cu noroi, ca să nu-l afle creștinii și să-l ia. Iar sfântul s-a arătat în vedenie Luchiniei, femeia cea de credincioasă, și a zis: să te duci la groapa cu noroi care este aproape de Chira și vei găsi acolo trupul meu spânzurat în cuie, luându-l să-l duci în catacombe și să se îngroape în ușa peșterii, lângă mormintele apostolești. Și îndată așa, acea fericită femeie, luând slujile sale, s-au dus în miezul nopții la groapa cea arătată și luând cu bună cucerincie trupul cel mucenicesc, l-a îngropat cu cinste la locul unde i se poruncise, lăudând pe Hristos Dumnezeu nostru, a cărui slavă este în veci. Amin. Pentru aceasta și celor care poartă numele de Sebastian și Sebastiana, celor care poartă numele acestui mărit sfânt al lui Hristos și acelor împreună cu dânsul pomenit, Marcu, Marchilian și ceilalți sfinți martirizați în ziua de 18 decembrie, le doresc să facă și ei roade vârce de pocăință, să facă rugăciune la Sfântul Sebastian și Sfântul Sebastian se va ruga pentru el, pentru ei și pentru noi, ca să primim cu toții viața cea veșnică pe care el a primit-o mucenicește și într-o împărăția lui Hristos să lăudăm pe Hristos în vecii vecilor. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.